molecula de apă se face gaz. Gazul fiind ușor iese sus, îl spăl la tervasul ăsta, îl mai spăl la bublerul ăsta și de aici îl bag în aerul de arde la motor. Hei, salutare dragi prieteni și bine v-am găsit la un nou videoclip pe canalul meu de YouTube. Dragilor, numai ce am ajuns acasă, este un weekend minunat, un început de weekend, este vineri, momentul în care filmez acum, încă sunt în mașină, pentru că afară plouă, este o vreme puțin mai închisă, să spun așa, nu putem să filmăm, nu putem să facem alte cadre de afară, însă am un video super mișto pentru voi, așa cum ați văzut și în titlu, este vorba despre o invenție a unui frate care a venit la biserică, însă după terminarea programului am rămas afară pentru a filma câteva cadre alături de mașină, alături de el, ceea ce a făcut la mașină chiar în minutele următoare o să vă arăt, ceea ce s-a gândit el, mai bine zis, să modifice la mașină. Chestia cu hidrogenul este super mișto pentru că mașina are un consum foarte mic, o putere destul de bună, mașina putere destul de mare a motorului pentru că trage foarte bine chiar dacă nu este în totalitate pe un carburant gen benzină, motorină sau știu eu ce alte chestii. Însă este un lucru foarte, foarte important, de aceea vă rugați să rămâneți până la final, pentru că este o invenție superbă care, să zic așa, este foarte dezbătută pe internet. Dacă vreți să vedeți exact videoclipuri și mai multe videoclipuri despre acest om extraordinar, cu un suflet foarte mare și cu o inteligență superbă, o inteligență extraordinară, dacă vreți să vedeți despre ce este vorba, cine este acest om, ceea ce face el, mai multe detalii despre el, mai multe date despre el, puteți foarte bine să accesați pe YouTube Seedorf Hidrogen, pentru că o să aflați mult mai multe, deci este ceva superb, ceva ce oarecum a șocat internetul, pentru că este o invenție nu chiar atât de nouă, pentru că nu mai mă aduc aminte exact dacă de vreun 2 ani, 3 ani, nu știu, dar în fine, acolo pe YouTube o să vă spună dacă vă accesați acele videoclipuri ale lui, de când a făcut această invenție a mașinii, însă la noi a fost acum recent și dat fiind faptul acesta am zis ca să filmez și am zis ca să vă arăt și eu, pentru că eu ceea ce aflu, ceea ce mi se pare mișto, ceea ce mi se pare interesant, pun pe acest canal ca și voi să vedeți, pentru că voi sunteți apropiații mei. De aceea, haideți să vedem în minutele ce ne stau înainte, cum decurge treaba, ce a făcut această mașină, ce a modificat, ce chestii a adăugat și toate acestea le vom vedea chiar acum. Motor de 1.9? 1.9 TDI. TDI. Așa. Aici a băgat, la baterie, a băgat un generator de hidrogen care e compus din plăci de Irox 316L, puritate 99,999 ca și ăla care le bagă organismul mare prin de oasele de olaltă. Așa. Și acționa cu niște impulsuri de 42.900 de oscilații pe secundă. Așa. Deci face molecula de apă, se face gaz. Gazul fiind ușor iese sus, îl spăl la tervasul ăsta, îl mai spăl la bublerul ăsta și de aici îl bag în aerul de arde la motor. De aici, aici se desface. Aici se desface, îl mai spăl o dată în apa asta de zi, cu 1,5 litri de apă care pot bere 600 de kilometri. Apa e pentru spălat gazul. Da. Și ăsta mai spăl încă o dată în vasul ăsta, unde am apa acolo, vedeți? Așa. Așa. Și iese gazul sus și îl bag la aspirația filtrului de aer. Așa. Merg cu a cincea la relativ la 1000 de ture pe minut. Ca albina mere. Da, merge și cu motorină, motorină și pe lângă ea plus ăsta, gază. Îi bag în plus ăsta. O dace, după calcule, după, dintr-un litru de apă, hidrogenul poate să meargă 200 kg fără niciun grad de benzină. Deci la mașina dumitale, care este consumul? 5 în oraș, mă încălzesc cu asta. Și în carte îi dat 7,5 consumul în orașul ăsta. Motor bun, asta e 300.000 de kilometri. Deci în loc de 7,5 la 5. La 5. 2 litri jumate. Hai să vedeți ce avem. Am la 2 litri jumate de economie. Și menu, iau, mai au un menu. Așa. Da, mă, dar auzi că bun e să vin din motorul. Nu numai cu apă. Dar nu, dar dacă ai... Să vedem la bord. Uitați-vă acolo la bord, vedeți? Hai să trec pe partea cealaltă. Dacă filmezi de aici. Asta e mașina. O să pornesc acum motorul. Hai să vedem. A pornit fratele mașina. La relativ nu trebuie hidrogen. Ating pedala. Aici mi indică 11,3 curent, 10,2 care folosesc pe disociare moleculele de apă. Eu pijor pe pedală, nu fac hidrogen. Da. Cum ating pedala, fără să accelerez. Când se aprinde LED-ul ăsta, mi indică și curentul care îl consumă. Așa. A luat piciorul, fac hidrogen. Da. Iară fac hidrogen. Și uitați-vă acum la borcanul la mic, buble. Așa. Vedeți cum ies bulele alea acolo afară. Stai un pic. Let's go. Da. Hai, 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 h
bun. Asta ce este de aici oxihidrogen. Acolo, dacă un litru de ăsta l-a explodat, a rămas fără urechi, fără auz. Așa forța. În vasul se desface apa în hidrogen. Și oxigen. Spălat cu apă? Da. Hidrogenul spălat cu apă. Da. Dacă se întâmplă, mă tamponez cu ceva. Și mă oprează ăla de acolo. Uite ce fac. Da. Tu de presiune aici, 40 mm cu ăla de apă, oprește generatorul. Opri generatorul. S-a prins ledul roșu, îi dau drumul, pornește iar. Fratele are în deformație proiectant, studii 27 de evidențe am înregistrat la 8 evidențe de brevetate, asta va fi a noua dacă primești brevetarea. Deci are 27 de evidențe? Înregistrat la 97 de evidențe la 8 brevetate. Dacă și 8 brevetate. Asta va fi a noua. Asta va fi... De ori putem opoli pământul de pe la ecuator.